Un bărbat din Roman a căzut secerat pe trotuar în centrul municipiului. Îngroziți, trecătorii au sunat imediat la 112, însă, din păcate, inima bărbatului se oprise. Cei care au fost martori la incidentul neplăcut au murmurat că ambulanța n-a venit la timp, însă cei de la serviciul de ambulanță județean Neamț dezmint acuzațiile. Eu am venit mai târziu, dar cel puțin 10 minute a durat. Deci era... Nu au venit cei de la ambulanță. Da, era de mult timp. Omul era căzut deja de 10 minute, cred că. Spuneau oamenii, 20 de minute. Deci în centrul orașului, într-un centru de oraș, să ajung în 20 de minute salvarea. E ceva de neadmis. Doctorul de pe ambulanță a declarat că bărbatul suferise un stop cardiorespirator cu cel puțin 20 de minute înainte să ajungă echipajul, semn că martorii au sunat târziu la 112. Nu știu foarte bine că vedem un om pe stradă în stare de inconștiență, acuzăm, ba că-i beat, ba că-i alte probleme. Echipajul de ambulanță a ajuns maxim 50 de secunde și atât am avut de spus. Nu putem să stabilim deocamdată un prognostic. Bărbatul a fost resuscitat minute bune, dar din păcate cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru a-l readuce pe om la viață și au declarat decesul. Bărbatul a suferit un stop cardiorespirator neresuscitabil.